Bou, te-ai speriat? Vrei să cumperi tricouri, tricouri retro, traininguri sau echipamente complete de fotbal? Intră pe Ragnar Shop și folosește codul GIANNI5 pentru o reducere de 5%. Link în descriere. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de GTA 5, băieți. V-a plăcut foarte mult seria trecută, așa că continuăm. 1200 de like-uri, știți ce aveți de făcut, 1200 de like-uri și continuă seria. La fiecare 1200 de like-uri postăm câte un nou episod de GTA 5. Subscribe acolo, suntem în drum spre 60.000 de abonați până la vară. Hai să vedem ce misiune avem. Cu cine ții frate, cu Lakers? Și-a scos băiatul meu o țigară, ăsta, ia uite, are aici o bere de-asta, e Newmarkt, cum se numește, mă? Sau Bergambir. Ia uite băieții mei aici, pompieri, bă, ce mișto, bă, ia mă, ia, uite ce pompieri șmecheri. Ce-ar fi să fur eu mașina asta? Să nu o fur, că nu vreau să fiu urmărit de poliție. Hai să luăm repede mașina asta frumos, să mergem să facem misiunea, băieți, mergem la... Ok, trebuie să mergem la Simeon aici să facem misiunea următoare, așa că ne ducem spre locație. Cred că e prima oară când filmez GTA și e noapte afară, așa că ar trebui să facem și noi niște activități nocturne, să mergem și noi la femei, dar nu știu dacă am voie să pun pe YouTube așa ceva. Haide, mă, să mergem la Simeon pe timp de noapte, sper că merge să faci misiunea pe timp de noapte, nu cred că ar fi o problemă. Wow. A, uite că s-a făcut zi între timp, adică am așteptat până s-a făcut dimineața acolo. Ne-am culcat așa pe stradă. Dead boy. I'm his mentor. Sunt așa mândru de tine. Bă, deci îmi place rău accentul lui Simeon ăsta. Ok, trebuie să recuperăm altă mașină. Am înțeles, și știu deja de la cine trebuie să recuperăm mașina, băieți. Nu vă dau spoiler, deși probabil nu știți. Hai că iau și eu asta, că n-are nimic, nu? Mi-o dă, frate Simeon. Mi-o dă împrumut. Wiggle. Asta ar trebui să fie Audi, văd că are semnul aproape ca și un Audi. Sunt curios dacă la GTA 6 vor avea licențe pentru mașini, chiar ar fi interesant, însă nu prea cred că tot copii de genul vor fi. Deși asta arată destul de bine, chiar seamănă cu un Audi. E aproape identic. A spus că are garajul încuiat, așa că trebuie să o luăm cumva prin casă, băieți. Leu, accident. A murit aia sărac. F, rip în chat, băieți, rip în chat. Suntem aici, ghiciți la cine? La Michael acasă. Și cum facem noi să intrăm la Michael în casă decât sărim gardul? Hai să mergem să sărim gardul. Ce faci, viața mea? Unde sar, mă, gardul? Aici? Ia uite, mă, o luăm pe aici frumos, pe la terenul de tenis. Aici a jucat și Djokovic, în caz că nu știți. Press L to enter stealth mode, așa, să nu se audă nimic. Deși dacă aș merge normal, cred că s-ar auzi fix la fel, dar nu mai contează. Nu trebuie să facem nicio mișcare bruscă. Ne poate prinde Michael și ne dă cu ciocanul în cap. Pe mașină, hai mă, mergi că nu ne aude nimeni. Așa. Hopa, ăsta e fisul. Am și uitat cum îl cheamă, Jimmy, parcă Jimmy. O luăm pe aici? Pe aici o luăm. Bă, a jignit-o rău. Hopa. Ia să vedem ce face băiatul nostru. Nici o treabă n-are, se joacă aici. Niște Call of Duty, nu știu ce, se joacă aici. Hai să vă arăt cum e dacă intri peste ăsta în casă. Hai că facem așa la mișto, intrăm peste el. Bă, s-a speriat rău. L-a văzut pe Franklin, adică știa pe Franklin, doar că probabil nu s-a așteptat să apară la el în casă. În fine, nu mai intrăm peste băiatul ăsta. Lăsăm și pe el să se joace liniștit. Asta aici... Nu știu ce face. Și acum trebuie să mergem să furăm mașina. Ce se întâmplă aici, băieți? Vreți să vedeți ce se întâmplă? Da, se întâmplă niște chestii foarte mișto, ce să zic. Și hai să mergem să luăm mașina, băieți. Am furat aici jeepanul ăsta și mergem să-l ducem înapoi la Simeon. Însă pe parcurs probabil că vom avea o surpriză. O să vedeți despre ce este vorba. Mă sună Simeon. Răspunde. De fapt eu l-am sunat, dar în fine. Sper că nu-l stric și pe ăsta. Deci dacă stric și pe ăsta s-a terminat. Ia uite cine a apărut aici din spate. Surpriză cu Andreea Marin. Sau cine naiba era aia. A apărut Michael din spate, băiesc, cu pistolul la cap. Ce facem în situația asta? Eu zic să facem accident, că nu moare doar Franklin, moare și Michael. Ne ducem, ok, oprim. Ăla e locul.
Ok? Și ne pune aici Michael să intrăm direct în magazin. Dacă nu, ne cam distruge. Dacă nu intrăm în magazin. E foarte nervos Michael. Acum ce să facem ca să nu murim? Ne intrăm direct în magazin. Haide, 3, 2, 1, 0, 50. Boom! Direct în magazin am spart geamul. Ia! Să vezi ce eu dau acum, Michael. Să vezi ce eu dau Michaelul Simeon. S-a stricat și mașina. Am primit și bani. Mamă, suntem Michael acum, băieți. Hai să-l distrugem. Hai să-l distrugi. Cum, din ce mă bat, mă? Din ce mă bat? De aici. Boom! Boom! Încă o bucată, încă o bucată. Și încă una. Și încă una. N-are cum să mă atingă, frate Simeon. Îi dăm să zacă. Îl distrugem. Mamă, l-a distrus. I-a dat somnul, băieți. Pă, bă, ce îi dă, băi, frate Franklin. Franklin, au și la mine, Michael. E bine la vârsta lui. La ăștia 70 de ani. Mai dai una, mai dai una. Nu mă face să vin înapoi aici. Deci până la urmă Simeon ăsta cred că are firmă de închiriat mașini. Nu-mi dau seama mai exact dacă despre asta este vorba, dar cred că asta are. Firmă de închiriat mașini. Trebuie să mergem să facem altă misiune. Am terminat misiunea asta cu succes. Suntem de data aceasta Michael. Salut bro. Ce faci bro? Sorry. A luat-o la fugă săracu. Haide mă du-te. Bă, ce repede alergi. Da, hai să mergem, mamă, dar departe misiunea asta. Hai că până ajung eu la misiunea asta o să dureze mult și bine. Aș putea să sun la un taxi. Ia să vedem dacă merge să sun la taxi. Sunăm așa la taxi, băieți. 10 lei pe 100 de metri, cam atâta ne ia. O să vedeți. Știți că ăștia fac șmecherii. Cam transpirat așa puțin pe spate. A fost cam dură bătaia. Hai. E linie continuă? Bă, vezi mă, vede că e linie continuă. N-ai voie. Mamă. Mă sperie băiatul ăsta. Pare că am psihopat. Gata, mă. Hai că ne duce. Ne duce. Am ajuns înapoi acasă la penthouse-ul nostru minunat. Și se face noapte din nou. Aba, nu. E a doua zi. Hopa. Hopa. Ceartă între fete. Ne relaxăm și noi frumos, băgăm căștile în urechi cu trabucul, nicio treabă. Viață, băieți, viață. iPhone 13, noua generație. Și vine surpriză, Franklin, și ne strică toată relaxarea. Stai jos, e măturat. Ce pot să fac pentru tine? Vrea să facă și el niște bănuți. Și că s-a retras, Michael. A fost de prea mulți ani în jocul ăsta. Franklin vrea să facă și el niște bănuți, să-l ajute Michael, dar că nu știu dacă l-ajută. Ok, trebuie să muncească din greu. Du-te, bă, du-te la facultate, nu mai sta, nu mai sta să faci infracțiuni. Băieți, aici nu prea o să vorbesc, când sunt scene de genul, o să vă las să vedeți poveste. Ne dă o bere corectă. Hai mă, dăm Newmartora. Hai să bem și noi o bere corect. Mă sună Jimmy. Și că a fost furată barca. A fost iahtul furat. Trebuie să mergem să recuperăm, băieți. Și că a vrut să-l vândă. Am înțeles. Îl dau în adopție. În adopție direct se duce Jimmy. Hai să mergem să ne luăm barca înapoi.
Avem și pe Franklin lângă noi, nu ne frică de nimic. Hai să mergem să le recuperăm repede. Păi dăm viteză mare, că nu-l mai prindem noi. Nu-l mai prindem noi pe Jimmy. Oricum e dat în adopție, oricum, v-am spus. Nu mai contează. Și că recuperăm barca și că nu o recuperăm, tot în adopție e dat. Mă, dar se duce, bă, dar e și mecheră rău mașina asta. Uitați-vă cum se duce. Asta chiar că n-am cum s-o stric. Deci se duce prea bine, poți să o controlezi prea ușor. Și aici, surpriză. Hopa, hopa, uite, uite, uite barca, uite barca. Du-te după ea. Prind-o, bă, prind-o. Se duce, bă, băieți, se duce. Bă, dar ce viteză are ăla, bă, cu tirul. Mai are puțin și cade, am înțeles. Mai are puțin și cade. Hai, sari, 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 mă, ce faci? Până se ridică Franklin din mașină. Mama, a distrus ăsta tot în jur. Cu tirul lui. Așa, Franklin, așa, dacă cazi de aici, te-ai dus. Se rup 5 mâini, 5 picioare. Și a sărit Franklin, băieți. Trebuie în continuare să mergem după barcă. Te-ai băg... Bă, dar asta ce face, mă? Te și tu ce-mi faci ăsta? Hai că mai prind eu. Ia, uite, bă, altul. Ha, mă, bă, băieții ăștia se bagă numai în fața mea, mă, n-am pe unde să trec. Dacă acum se mai bagă cineva în fața mea, dau dili la joc. Dă-i, mă, Franklin, îl lași pe ăla să te bată. Tu, gangster, îl lași pe Heliosul ăla să te bată. Așa. Mamă, ce l-a dat pe ăla, l-a aruncat. Îl mai calcă și mașina, săracul. Dă-i, Franklin, dă-i. Dă-i, Franklin. Distruge-l. Aoleu, băi, ce moale e Franklin ăsta. Ce face, ce face Franklin, că nu mai poate să scape de acolo. Hai că îl bat eu. Din ce dau, mă, din ce trag? Și tragem în ăsta și l-am împușcat și l-am salvat pe Franklin. Noroc cu mine, că până acum era mort. Dar s-a cam stricat mașina, băieți. S-a cam distrus mașina asta. Este cam fum din ea. Mie să nu explodeze și asta. Uite-l pe Jimmy. Bă, mai are puțin și cade Jimmy. Că trebuie să mergem aici să-l salvăm pe Jimmy. Hai, mă, sari. Mai bine te las să mori. Sar, Jimmy. Ce e așa greu să sari? Ha? Ha? Am pierdut misiunea, ce? Bă, am pierdut misiunea. Retri. Haide, mă, sari. A sărit, s-a cam teleportat mai mult decât a sărit. Stai așa, Franklin. Hai, mă, vin înapoi. Nu prea mai duce mașina, nu prea mai duce mașina. Însă, până la urmă, îl salvăm și pe Franklin. Doar că... Iahtul nostru, din păcate, a cam dispărut. Mașina nu prea mai duce. Așa că o să trebuiască să ne întoarcem, cred. Mă bucur rău că te-am salvat. Și am pierdut un iaht de 30 de milioane de dolari. Băi, să mergem înapoi să reparăm mașina, cel mai probabil. Câtă încredere. Câtă încredere are în Franklin. Gata. O facem nou-nouță. O facem verde, băieți. Verde sau albastră. Uite, mamă, un verde de ăsta deschis, așa arată forță. Pe ăsta luăm 650. Gata, mă, așa lăsăm. De cât am vopsit-o. Dar văd că s-a și reparat între timp. Dacă o vopsești, în caz că nu știți, se și repară motorul. Așa, da, mă, un verde de ăsta deschis arată șmecheră rău acum mașina. Deși arată mai mult a galben acum la soare, dacă stau să mă gândesc, dar nu mai contează. Puțin daltonist. Gata, am ajuns la destinație. Hai, mă, ieși odată din mașină că m-am săturat de tine. Bă, stai că n-am luat-o bine. Întoarcere din 3 mișcări. Am fost să reparăm mașina și am stricat-o între timp. Gata, mă, l-am adus pe băiețel acasă. Că nu știa drumul singur. Da. Direct cu tine și-am. My brother from another mother. L-a întâlnit de o zi și e direct frate-su din altă mamă. Misiune completată, băieți, și cred că terminăm și noi episodul de astăzi. Nu știu cât de lung o să fie, însă am mai făcut încă două misiuni. Nu știu, spuneți-mi în comentarii dacă vreți episoade mai lungi, probabil că vreți, doar că na, nu prea sunt obișnuit să fac episoade lungi. Ne vedem data viitoare cu un nou episod de GTA 5, băieți. Eu am fost Gianni, like acolo, 1200 de like-uri, primim încă un telefon de la Simeon, însă data viitoare. Cam aici, v-am pupat, nu uitați să vă abonați, Road to 60K, v-am pupat.